buchete imense de flori albe și galbene, mese de cocktail rose gold, un restaurant de lux și invitați aleși pe sprânceană, dar și un peisaj desprins din basme. Așa a arătat super selectul restaurant Matsuhisa din Golful Saronic la nunta de vis a lui Bogdan Doicescu. Potrivit informațiilor noastre, regele construcțiilor, Raul Doicescu, a scos din buzunar peste 1 milion de lei pentru ca evenimentul să fie unul de povestit nepoților. Cât de frumoasă ești astă seară, te văd de parcă ar fi prima oară. Iar mireasa lui Bogdan a fost cea mai frumoasă. Sabina a strălucit în ziua cea mare în rochia de prințesă pe care a ales să o poarte, lungă, albă și cu un decolteu discret. Cu trăsături superbe, proaspăta soția a lui Bogdan Doicescu a atras privirile tuturor. Cel mai important moment al serii a fost, de departe, dansul mirilor. Cei doi s-au privit îndelung și s-au lăsat unul în brațele celuilalt plin de bucurie și emoție. Priviți! And